Moș Crăciun a venit și anul acesta în ajutorul primarului Dănuț Percea pentru a împărți cadouri tuturor elevilor din comuna Vânători. Au fost oferite sute de cadouri consistente și ambalate extrem de frumos. Iar la sfârșitul evenimentului, copiii prezenți au avut parte de o surpriză neașteptată. Primarul Dănuț Percea a arătat că se poate face administrație în folosul oamenilor pe care îi reprezintă și mai ales pentru cei care reprezintă viitorul comunei, copiii, cu prilejul celei mai așteptate sărbători din timpul anului. Acesta a dorit să aducă bucurie și zâmbete celor mai mici dintre locuitori. Astfel, reprezentantul administrației publice locale din Vânători l-a contactat pe Moș Crăciun și împreună cu el au împărțit sute de cadouri tuturor elevilor din comună. Înmânarea pachetelor prilejuite de sărbările de sfârșit de an a fost organizată la Căminul Cultural din comună, acest eveniment devenind o tradiție realizată la inițiativa primarului. Dănuț Percea a găsit de fiecare dată fondurile necesare prin care să aducă zâmbetul pe buze copiilor. Ca în fiecare an, prichindeii l-au întâmpinat pe Moș Crăciun și aliatul său cu o mulțime de colinde, poezii și urări de sărbătoare. Aceștia au fost îmbrăcați festiv și cu vocile lor cristaline, micuții au vestit prin cântec nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Decembrie este luna lui Moș Crăciun. Dărnicia este cuvântul de ordine pentru sărbătorile de iarnă care bat la ușă și, de asemenea, una dintre principalele calități ale primarului comunei Vânători, Dănuț Percea. Așa cum am obișnuit în fiecare an de când sunt primar, să îi bucurăm pe cei mici cu cadouri, datorită și faptului că ne apropiem în perioada cea mai frumoasă a anului, cele mai frumoase sărbători, am hotărât împreună cu echipa mea de consilieri și cu ajutorul câtorva prieteni să organizăm acest eveniment. Ne bucurăm, bucuria se citește pe fețele celor mici că primesc cadouri și le transmit tuturor părinților și tuturor copiilor din întreaga lume sărbători fericite și un an cât mai bun. Până și Moș Crăciun a rămas impresionată de toate lucrurile frumoase făcute de administrația publică locală condusă de Dănuț Percea. Pe lângă proiectele importante care au schimbat fața comunei în ultimii ani, primarul nu a ratat nicio ocazie să aducă o bucurie locuitorilor pe care îi reprezintă. De ani de zile eu vin cu cadouri în această comunitate de oameni. E un primar deosebit, meritele îi se
atribuiesc dânsului și e o satisfacție din partea noastră să dăm cadouri și de Moș Nicolae. Domnul primar a făcut un gest nobil și a dat și de Moș Nicolae și de Moș Crăciun, de Moș Gerilă, tot timpul, în toți anii, de când este dânsul primar, s-a întâmplat aceste evenimente plăcute pentru copii. Directoarea școlii gimnaziale din Comuna Vânători ne-a vorbit despre buna colaborare pe care primarul Dănuț Percea o are cu întreg colectivul unității de învățământ și despre bucuria adusă copiilor la sfârșitul fiecărui an. Ca în fiecare an, copiii au fost încântați de acest eveniment pe care îl organizează școala noastră. Ei se implică, la fel ca și cadrele didactice. Domnul primar le-a adus ca în fiecare an cadouri. Moș Crăciun a fost bogat. După urmează și o petrecere cu mascote, cu Mickey și cu Minnie și sperăm ca elevii să se distreze și să uite de toate problemele care au fost pe parcursul anului. Părinții sunt foarte recunoscători pentru faptul că primarul comunei contribuie semnificativ la bucuria celor mici. De asemenea, aceștia spun că Dănuț Percea este cel mai bun primar pe care l-au avut vreodată. E foarte frumos din partea lui domn primar și îi mulțumim foarte mult. S-au bucurat copiii. Da. Da, pe fiecare an, când e domn primar și ne face cadouri, sunt foarte mulțumit. Mi se pare foarte frumos, mai ales și din partea primarului, este foarte frumos acest lucru. Este o bucurie pentru cei mici. Da, da, mai ales că l-am văzut și pe Moș Crăciun. Foarte frumos, suntem mulțumesc pentru domnul primar. Copiii s-au bucurat? Normal, da. Bucuria copiilor, mai ales că a venit și Moș Crăciun. La mea a fost foarte încântată, dar se sperie un pic de moșul că e mai mică, dar îi plăcu. Și oricum, dacă nu era domn primar, nu se făcea un eveniment atât de frumos. El a făcut totul, mai ales în comuna asta e cel mai bun primar. Nu știu, n-am văzut. Eu nu sunt de aici din sat, sunt din Cujmir, dar oricum, n-am văzut primar ca dânsul. Copiii s-au distrat, iar zâmbetul nu a mai dispărut de pe chipul lor pe tot parcursul evenimentului. Ce ai făcut tu astăzi? Ai spus poezie? Ai primit cadou? Da! Da? Îți place? Te-ai distrat? Da! Erai nerăbdător să primești cadouri, să urci pe scenă? Da! Mi s-a părut destul de frumos, am cântat niște colinde frumoase și acum aștept să primesc cadou. Ce ai făcut tu astăzi? Ai cântat, ai spus colinde? Da! Cum? Ai primit cadouri? Da! L-ai văzut pe Moș Crăciun? Da! Și ți-a plăcut? Da! Am cântat o colindă și o poezie. Și urmează să primești cadouri? Da! Te încântă acest lucru, te bucură? Da! Surpriza neașteptată a fost apariția personajelor preferate din desene animate ale copiilor. Trei mascote binecunoscute de cei mici au fost prezente la eveniment. Astfel, prichindeii cât și părinții au făcut poze și au bătut palma cu Mickey, Minnie și Shopee. De când administrația locală din Vânători este condusă de primarul Dănuț Percea, comuna are o altă culoare atât la propriu cât și la figurat. Și în acest an autoritățile au montat 10 de corpuri de iluminat cu tematică specifică sărbătorilor de iarnă. Astfel, comuna Vânători este printre puținele din țară unde inclusiv o parte din ulițele sătești au fost împodobite festiv.